Rectificarea bugetară s-a făcut în mare grabă și fără a fi anunțată în prealabil. Sume importante de bani au fost împărțite astăzi la diverse unități din subordinea Consiliului. Asistența socială și sănătate au primit cei mai mulți bani. Spitalul județean a fost de altfel marele beneficiar al banilor de la județ. Aproape 23 de miliarde de lei vechi au ajuns aici, din care 20 doar pentru salarii. Bani au venit la unitatea spitalicească și de la bugetul de stat. Alte 3,3 miliarde de lei vechi vor fi cheltuite pentru achiziționarea de aparatură medicală. Ajutoarele sociale vor costa și ele 4 miliarde și jumătate. Și la partea de venituri și la partea de cheltuieli, bugetul local a fost majorat cu suma de 792.000 de lei, care a fost folosită pentru capitolul de cheltuieli din sănătate, mai concret de achiziționarea unor echipamente, unor dotări pentru spital, și anume defibrilator, monitor funcții vitale, aspirator, aparat de ventilație, toate acestea având în sumă de 331.000 de lei. Culmea este că șefii județului au așteptat să moară un om pentru a achiziționa defibrilatoare. 5 astfel de aparate vor fi cumpărate în perioada următoare. Ședința de astăzi pare să fie ultima serioasă din acest an la Consiliul Județean, următoarea întâlnire anunțându-se una formală de sărbători.